Hai, păi. V-am zis, trebuie să câștigăm astea primele două meciuri, ca apoi să mergem mai repede, o să simulăm. Ne bazăm pe Europa League și vedem în play-off cum aterizăm. Dar dacă nu luăm campionatul în România, putem cu toții să mergem la faianță. Hai, fraților. Pâr, pâr, câr, câr. E în poartă, ce mai? O fi fost și un pui de offside. Mai contează acum. Ce dragă, te-am deranjat? Să bucură ăștia prea rău? Zici că e blat? Am vorbit de la început? 1-0? Scor corect? Ai problem. Ai problem. Ia uite șut, fraților. Mai mare. Aie, tati. Am zis să dăm și golul 2, să n-avem emoții. Ia vezi Buziuc. Oho! Nu spune, ăsta e Buziuc, tati. Să ne-am descătușat. Lasă măcar faza să se termine. Ah, 3-0 la Botoșani. Să vedem cu CFR ce facem. Da, joacă toate piesele importante la noi. Nu avem de ce să mai odihnim. Pare că la fel este și la CFR Cluj. Hai să-i dăm drumul. L-ai luat la mână. Da, nu ar ține niciodată jucătorii lui FCSB atât de mult mingea sus. Aici, da, e mai realist că ăștia de la CFR o joacă pe jos cu bătrânii, nu. O să complică ei să țină mingea. Hai, fraților. Opa, opa. Ieși! Noi ratăm, mi-e înscriu. Mario Camora. Este startul pe care l-am avut în gând, dar... Asta este, dăm înainte. Din nou Bulevard. Harut strângea în centru. A păsat, pasă! Știu că tu n-ai asta în nume, dar... I-am rezolvat, mă! Contraatac ca la carte. Noi tot pe contraatac. O... Suntem în stare să-i scoatem din atac pozițional. Tot pe contraatac. Hai că nu s-a terminat, e 1-1. O boabă mai trebuie să le dăm. Ah, direct în el, mă. Bravo! Ia vezi? Curge! Da! Bă, ce bine a stat ăla! Hai sus! Hai bă că putem, hai că putem! E gol, nu e offside.
I-am întors, băi, tată, băi. Ce înseamnă să lupți până la ultimul fluier? Așa, tati. Am atacat pe semicerc. Da, nici vorbă de offside. Adrian șut. Cu asta se ocupă omul de la poartă. Cu pasele e mai greu. Da, a votat. Aia. La revedere. 6 din 6. Ah, haide bă. Este, bravo băieții. Am fost conduși tot meciul. Da. M-a prins paltonul, fraților. Nu știam dacă mă prinde paltonul, iată că m-a prins paltonul. Edi Iordănescu lasă punctele la București sau la Giurgiu, unde am jucat și noi. Ne-au condus tot meciul, dar punctele rămân la noi. Noi promitem, dar încercăm să-i facem loc. Și lui Panțărul la fel. Bun. Deci lucrurile așa stau deocamdată, dar în mod normal Leverkusen face 9 puncte, bate pe Trabzon. Ar veni la egalitate cu noi și Athletic Club de Bilbao. Important e să luăm măcar un punct. Dacă luăm un punct acum, avem meci acasă la cu Trabzon. Trebuie să iei 3 puncte. Dacă nu bați pe Trabzon acasă, la faianță direct. Nu ai ce căuta în Europa. De ce spun că lucrurile ar putea fi complicate? Pentru că dacă pierdem la Bilbao, ei fac 12 puncte, noi rămânem cu 9, Leverkusen vine și ea la 9 puncte. Noi batem pe Trabzon, facem 12, Leverkusen bate pe Bilbao, face și ea 12 puncte, se face clasament în 3. Unde noi avem avantaj peste Leverkusen, dar Bilbao are avantaj peste noi, Leverkusen are avantaj peste Bilbao. Un circ ordinar. Bun. Am învățat în greșeli. De asta zic, este foarte important să nu pierdem. E Stadio San Mamés, fraților. Ne trebuie cel puțin un punct. Uf. Trebuie să ne luăm revanș. Oh, ce coreografie frumos. Superb atmosfer. Abia aștept, sper să o stricăm. Hai băieți, haideți! Nu e bine, nu e bine, nu e bine! Aoleu, ce greșeală, ce greșeală copilărească! Cum nu se putea mai rău am început. Panțirule, de asta ai vrut tati să joci, să le dai mingea lor? Asta de surpriza plăcută, spun comentatorii. Ce-i drept, așa este, după 4 etape încă suntem în cărți, nu se aștepta nimeni. Ce cărți, că am rezolvat și cărții. La faianță. Ok.
Aolo, cât spațiu, aolo, cât spațiu. Este! Bravo, mă! Hai, mă, ia mingea! Lasă bucuriile astea de șarte! Bravo, Petre Marin, copilul nostru de aur. Da. Ia vezi, Muruțane, tată, singur ești. Cum să ratezi, mă, ocazia asta? Doamne, ferește. De ce le faci, mă? Hai, mă, că i-am prins. Hai, Florinele, tată. Până în poartă. Este, mă! Peste, mă! Holo, reușim să egalăm în prima repriză. Da, pleacă. Hai, Florinele, tată, hai, tată. O, oh, bine ai scos! Excelent! Este, mă! Ce fază! Bravo, bă, băieți! Reușim să revenim din nou de data asta de la 2 la 0. Se spune cel mai periculos scor. Fabulos! Fază absolut superbă! Este, bă! Mare, mare victorie. Să vii cu un 2 cu 2-0, să ai caracterul să revii. Bravo, băieți. Pe zăpadă, da? Că este 10 decembrie, iată. Ce mai? Hai să dăm drumul. Ne-am dat viața. Coreografie superbă. Arena națională. Trabzon practic 0 puncte. Nu mai au nicio gară. Hai, băieți. Haruț, tati, ce e tata asta? Sărbătoarea continuă. Doar nu venea Trabzon să ne strice planurile. Cât de ușor, cât de ușor. Uite-te și... Nici nu știm pe unde e mingi. Ia uite ce ne face Trabzon, tată! Ne-a luat Trabzon la mână. David Popescu, ia fugi mingea de sub picior, frate. Vai de mama noastră, trebuie să sperăm la un egal dincolo.
cum să pierzi acasă? Da, egal, dincolo și... Ieșim pe primul loc cu ochiul cu vai. Nu mă gândeam niciodată că batem la Bilbao, dar pierdem acasă cu... Iată, fraților, 4 victorii, 2 înfrângeri. Am pierdut primul... Da, primul și ultimul meci l-am pierdut, ambele pe teren propriu, cu Bilbao și Trabzonspor. Trabzon care nu bătuse pe nimeni niciodată, ne-a bătut pe noi. Hai să vedem CFR-ul. S-a calificat și CFR-ul, absolut fantastic, cu 2 victorii în ultimele 2 meciuri. Deci CFR-ul avea un punct după 4 etape. Și iată, a bătut la Ajax și acasă pe Midtjylland și a reușit să se califice. Bă, felicitări, bravo lor. Avem 2 echipe românești în fazele eliminatorii ale Europa League. Când vreodată ați mai auzit ceva de genul ăsta? Deci chiar ar putea să fie un nou sezon UE fantastic. Cum a fost atunci în 2005-2006. Dacă nu mă înșel, la modul realist, hai să jucăm pe realism atunci. Dăm vreun jucător la schimb? De ce nu? De cine încercam noi să scăpăm de... Cum îl cheamă? Chiar și două video Popescu. Și le mai dăm 1 milion. Nu 900, tată, 1. Ce diferență? Da, nu interesează niciun jucător. 2.300 și 20%, nu-mi place, nu. 2.300 vă dăm, da. 2.800, ai totuși să... Negociem un pic, 2.500. A, bun. Op, totuși, cred că am ieșit bine. El costă 2.600.000. Să-l iei cu 2.500.000. Bine, e un preț astronomic pentru România, da? Zici că avem bani. A, important player. Ok. Pe 4 ani, de vreau pe 5. Contract în alb. No, fără clauză. 4.700, da. Ca pâinea caldă. Deci, în primul rând, remove exchange player și vreau 30 de milioane. Ai, 23. Cum e asta? 11.800.000 și Thomas Van de Hoop, cine? Păi ăsta nu știu cine e. Remove exchange player și dă-ne 21,8. Ce e asta? Păi tu tot 11 milioane îmi dai, mă. Ce e asta? Tu ce ți-vă, mă? Ei au nevoie de el, nu invers. Noi putem să rămânem și cu bani. Că ne-am negociat, de ne-am rupt. A, nu vor să pluseze. Bine, mă, dacă nu vreți, bate în palmă. Stă și freacă banca la Inter. Uite, îi dăm și un player swap, îl dăm pe Vlad la schimb. E, mai dăm și vreo 5 milioane. Cred că zice că îi înjurăm. Hai să vedem, păi eu n-am atâția bani, sincer, dar pot să vă dau 7 milioane jumate.
Și se duce Andrei Vlad să frece banca la Inter. Schimb pe schimb. Păi, fraților, eu v-am zis că noi n-avem bani ăștia. Tu poți să încerci 10 milioane până mâine seară. Dar dacă n-am, tău un să-ți dau. N-ai văzut filmul Moromete, Antonio Conte? N-am. Dacă n-am. Eu ți-aș da. Da, dacă n-am. De unde să-ți dau? Nu, ăsta e surd. N-auzi, mă, că n-am bani. Toți banii mei au fost. Crucial, îți dai seama, da. 4 ani totuși. Mă, că am apăsat pe 4. Apoi nu știu cât să-i dau mălul ăsta lui Radu. Dar să vedem cât are salariu acum. Să nu-i fac vreo ofertă de aia să se supere, să ridice de la masă. Cât câștigi, bă, boule, pe lună? $43,000 are. Mamă, mâncavaș. Păi o să câștige mai puțin, că noi n-avem atâția bani. Ia cât putem să-i dăm? 50.000? Putem să-i dăm 50.000? Nu. No. Și 40.000. Oh, ce bine. Dar că totuși n-a semnat... Ba da, a semnat direct. Fraților, l-am adus pe Ionuț Andrei Radu. 76 are. Plus 7 mai mult decât Andrei Vlad. Fabulos. Am dat toți banii. Sunt la discuții cu Vincent Company. Deci amuzul este evaluat la 4.200.000. Deci ei ne-ar da 6.400.000 cum ar veni pe Moruțan. Nu e nicio problemă dacă îmi dați 14.200.000, atunci putem să discutăm. La revedere, Company tat. Putem să ne înțelegem la 2 milioane, tat. Păi nu negociem noi. Negociază Gionelu cu voi. Am râs pantofii. Bă, da, văd că ești setat pe 1.350.000. Uite, dacă îmi dai 1.500.000, ți-l dau. Dacă nu, nu e în interesul meu să-l vând, e în interesul tău să-l cumperi. Da, la revedere atunci, păi, stăm. Îmi dai banii pe fix? Cine suntem noi? Nu sunt viitorul să dau jucătorii cu 700.000. Dacă nu dai cu banul... Păi da, eu rămân descoperit că ce, dați voi 500.000 mai mult? Fraților, cu cine am căzut mai departe? Asta e... Nice? Da, nu este un adversar la îndemână. Din păcate.
Vedem cum stau în... Liga. A, n-au un sezon grozav. Da. Locul 10. Dar cu atât mai mult se vor baza pe Europa League. Iată, un nou obiectiv îndeplinit. Youth Development, aveam medium priority. Am reușit să obținem și brand exposure, high priority, pentru că l-am cumpărat pe Andrei Kindrish de la FC Butușe. Continental Success, am ajuns în grupele Europa League, chiar am ieșit în primăvara Europa League și cu atât mai bine. Ei bine, aici nu stăm grozav, toate că suntem în cărți pentru câștigarea campionatului. Ne-am cam făcut de râs în Cupa României, ne-a eliminat voluntari când am jucat cu rezervele. Financiar, da, să facem profit de 15 milioane în 2 sezoane. Jucătorii de la Academie, deocamdată trebuie să-i creștem ca să valoreze banii respectivi. Și apoi putem să vorbim și de acest obiectiv.